Thank you again. We will. Vă mulțumesc din nou. We can accomplish in the next few minutes. Vedem ce putem realiza în următoarele câteva minute. Why study Seventh Day Adventists? De ce să să studiem adventiștii, studiul de sănătate adventiști. Adventiști de ziua șaptea sunt cunoscuți în mod general pentru accentul pe care îl pun asupra sănătății și a sănătății personale, așa că au existat un număr de studii, în special în Marea Britanie și în Statele Unite, în Olanda, în Norvegia, și care arată că sunt anumite diferențe în ce privește longevitatea, rezultatele de sănătate generală. Și se dorește atingerea bunăstării. Ca profesioniști trebuie să înțelegem ce înseamnă nutriția, ce înseamnă nutrienții care sunt potriviți pentru o bună sănătate și vom face aceasta cu privire la hrana pe care o consumăm. Așa încât ce alimente ne alegem pentru a atinge rezultatul de bunăstare pe care dorim să-l atingem și să vedem dacă putem face o diferență în ce privește longevitatea. Au fost mai multe studii adventiste de sănătate care s-au efectuat. Primul a început în 1958 cu studiul de mortalitate la adventiști. Unul dintre motivele pentru care sunt interesați de mortalitate la adventiști este acela că în 1860-1870 persoanele care erau implicate în predare erau învățați și după aceea mureau. Aveți o idee care era durata de viață prin 1860 în 1000 în Statele Unite? Mai puțin de 40 de ani. Mai puțin de 40 de ani. Astfel, ca rezultat, ce putem face pentru a spori longevitatea? Acesta este unul dintre aspectele care ar fi durata de viață medie în România astăzi. Aveți idee din vreo parte? Cam 70 de ani? E interesant să examinăm diferențele dintre ratele de mortalitate din diverse țări. În Europa de Vest, Europa Centrală, vedem creșterea acestor niveluri de longevitate și mare parte este rezultatul alimentelor consumate. La studiul Adventist 1, acesta a fost efectuat între 74 și 88. Și ultimul continuă și în prezent. Este finanțat de Institutul Național de Sănătate pentru încă alți ani de studii. Adventiștii sunt cunoscuți în special pentru faptul că promovează o dietă vegetariană. Poate că nu s-a considerat că nu chiar acesta este cazul. În ce privește vegetarianii totali, sunt cam 8%. Lacto-ovo-vegetarieni sunt 28%, apoi nevegetarieni sunt 9%. Sunt aproape 50%, așa că aproape jumătate din populația studiată nu sunt vegetarieni. Să examinăm pe scurt la speranța de viață, la studiile despre speranța de viață la adventiști care au fost efectuate. Pe partea dreaptă, și în partea stângă, populația din generală din California. Cam la 80 de ani a fost indicată ca vârstă la care cei mai mulți oameni mor. Mai mulți au trăit până la 100 și după. Am un prieten în Loma Linda, Herb Wallace, are 101 ani. S-a dus să-și renuiască permisul de conducere
ca să-și renuiască permisul pentru următorii 5 ani. Dacă veniți la Loma Linda, atenție că Herb o să vă lovească, nu? Este o persoană extraordinară. Vedem un model asemănător la femei. Diferența este între vârsta decesului la persoanele, la populația generală și la populația adventistă sunt mai înguste. Bărbații trăiesc mai mult cam cu 9,7 ani decât femeile. Adventiștii din California cel puțin au o extindere dramatică a duratei de viață. Cel puțin nu se reflectă asupra morților timpurii pe care vârsta la care mor această populație nu prea diferă față de ceilalți în ce privește cancerul și alte cauze de deces. În această dimineață ne vom uita specific la efectul dietei asupra riscurilor de boli cronice la adventiștii din California, la boli de inimă și la cancer. Caracteristici diferite pe care le vom analiza imediat. Mai întâi să analizăm riscul de maladie cardiacă ischemică datorită consumului de carne de vită. Dacă ne uităm la bărbați, riscul relativ al bărbaților care sunt vegetariani și nu consumă carne de vită este riscul relativ de 1%. Dacă creștem acest consum de 3 ori pe săptămână, ajunge la 1,93. Și dacă îl creștem la mai mult de 3 ori pe săptămână, vedem 2,31 ca risc relativ pentru bărbați. Când avem o dilemă aici, un mister legat de femei, întrucât carne de vită se pare că e un factor protector legat de riscul de boli de inimă. Nu este un motiv pentru a adopta o dietă bazată pe carne de vacă la femei, ci este vorba de un studiu epidemiologic. Hai să vedem în ceea ce privește consumul de fructe din familia nucilor. Am avut studiul nucilor, studiul migdalelor și așa mai departe. Pentru cei care au mâncat nuci mai mult de o dată pe săptămână, riscul relativ este de 1, așa după cum vedeți, da? Dar prin sporirea consumului de nuci, cam până la 5 ori, vedem o reducere de aproape jumătate în ceea ce privește bolile sau infarctul cardiac blând, mediu. Dacă se sporește consumul de nuci, iată că se scade riscul până la 0,52%. Unul dintre lucrurile pe care le putem întreba legate acest consum, oare este bine legat de nivelul înalt de grăsim pe care îl conțin nucile? Well, studiile care au fost făcute la Loma Linda arată faptul că pe o dietă izoclorică, incluzând nucile zilnic, persoanele respective au pierdut în greutate consumând 100 de grame de nuci incluse în dieta generală, pentru că le-a redus colesterolul, în primul rând. Așa încât adăugarea nucilor în dietă a redus incidența boilor cardiace și a redus nivelul de colesterol din sânge. Așa încât rezumatul acestei părți indică faptul că acest consum de carne de vacă sporește riscul de boli ischemice cardiace fatale. Frecvența mai mare a consumului de nuci reduce riscul de incidente ischemice al boilor cardiace și consumul de fructe e protectiv împotriva cancerelor de plămâni și ovar.
Hai să vedem incidența cancerelor care s-a găsit în studiul Adventist 1. Cancerele pe care le analizăm acum sunt în mod specific cel de cancer de colon, de la sân și de prostată. Mai întâi, cancerul de colon. Adăugarea fructelor, legumelor și a verdețurilor în dietă a indicat o reducere de 40% a riscului de cancer la colon, atât la bărbați cât și la femei. Persoanele care au consumat fructe din familia fasolei de cel puțin două ori pe săptămână au avut o reducere de 42% a riscului de cancer de colon decât cei care au consumat carne fasole de mai puțin de două ori pe săptămână. Consumul ridicat de verdețuri gătite, grâu, orez brun și fructe uscate și legume au fost legate de scăderea polipilor de colon și un precursor al cancerului la colon. Persoanele care au consumat carne de mai multe ori pe săptămână au avut un risc de cancer de colon cu 60% mai mare. Carnea nu a fost asociată cancerului la prostată sau la colon. Cancerului de sân nu au existat asocieri semnificative între consumul de carne și cancerul de sân. Dar factorul care a fost cel mai comun în ceea ce privește indicarea riscului de cancer la sân a fost faptul că mama avea și ea cancer la sân. Asemenea, persoanele care au născut la vârste avansate sau care au experimentat menopauza la vârste mai târzii. Se pare că nu există asocieri în domeniul dietei în ceea ce privește cancerele și alimentele. În ceea ce privește cancerul la prostată, cred că sunteți în cunoștință de faptul că un consum ridicat de tomate protejează împotriva cancerului la prostată, lucru care s-a descoperit inițial în studiul Adventist de ziua 7 a numărul 1. Riscul scade cu 40% și scade în continuare prin consumarea de produse concentrate de tomate, cum ar fi sos de spaghete, sos de tomate și alte produse alimentare de acest tip. În rezumat, dacă analizăm ceea ce putem să învățăm din această revizuire scurtă a studiului Adventist, este că e bine să selectăm o mare varietate de fructe colorate, de legume și de vegetale și de cereale integrate preparate cât mai simplu cu putință și de a minimaliza folosirea alimentelor rafinate, întrucât acestea tind să contribuie la greutate corporală mărită și la un index de masă corporală crescut. Vă mulțumesc foarte mult!